Un kilogram de roșii se vinde în piața centrală din Râmnicu-Vâlcea chiar și cu 6 lei. În funcție de soi, prețul poate ajunge și la 10 lei pe kilogram. Mare parte din recolta aparține legumicultorilor vâlceni care au accesat programul Tomata. Ei trebuie să vândă minim 3 tone de roșii obținute pe o suprafață de 1000 de metri pătrați. Producția de legume obținută în cadrul programului Tomata este verificată de reprezentanții ai Direcției Agricole și Autorității Naționale Fitosanitare. Frecvent se ridică probe în vederea analizării conținutului de reziduri de pesticide. Mânești. De la Drăgășani venim noi. Auzi? Da. Cam care ar mai fi prețurile anul acesta? Păi nu știu, avem la 8 lei, la 6 lei, la 10 lei. Foarte gustoase, să știți, roșiile noastre. Foarte gustoase. Cultivate în cadrul programului Tomata, celebrul program? Da, da, da. La noi, alaltre, avem și au luat iară de la... Au luat iară probe de acasă și au venit toată și aici. Până acum ne-a luat de două ori. Să vadă dacă a stropit cu ceva. Da. Și dacă stropiți, ce se întâmplă? Așa ar trebui. Dacă stropește, să nu-i mai dea voie să vândă. Păi avem, în alți ani au venit probele zero tălea, ce zice ei. Zero, așa. Zice cumva la ăștia, niciun rezid, zero rezid. Important este să n-aibă fungicide, insecticide și pesticide. De îngrășăminte nu prea, nu sunt periculoase, dar astea trei... Ca să nu fie stropite. Da. Păi insecticidul e de insecte și le vedeți cum sunt ale mele? Astea sunt că nu sunt stropite. Dacă le stropeai nu mai erau așa. Era una și una. Ce ați cumpărat, ne spuneți, nu? Roșii, castraveți. Românești? Românești. La cât ați dat pe un kilogram de roșii, ne puteți spune? 6 lei și 5 lei castraveți. Mi se pare acceptabil prețul. Da, da, da. Cum vi se par prețurile în piață? Față de market. Sunt foarte bune, bineînțeles, acceptabile. Și roșii vreau 2 kg, da. Da? Ați mai cumpărat roșii? Da, am mai luat de la doamna și anul trecut și are solarul, are... Sunt românești. Pentru... Nu ulei. Pentru sâmbătă, că e pomana morților, moșii de vară. Mi se par prețurile. Ha, la pensiile noastre foarte mari. Există și vâlceni care nu sunt convinși că toți comercianții din piață cultivă legume în propriile sere, așa că preferă să-și facă în continuare cumpărăturile din supermarketuri. De ce n-am cumpărat? Da. La Lauren sunt 3 lei, de asta. Deci vi se par mari prețurile? Astea sunt, dar în piață de două ori pe an mă duc. Adică vin, acum e a treia oară, pentru că lucrez aproape, dar în general nu merg, că prețurile scumpe. Uh-huh. Ce să spun? Prefera să mergeți la târg? Nu, prefer să iau de market. Și dacă am drum la târg, iau la târg. În market nu sunt mai scumpe? Sunt mai scumpe, da. E de toate. Aici în piață, calitate, aici toți. Mint că-s românești. Cumpăr eu că nu știu dacă-s românești. Da, din punct de vedere al calității, sunt mai bune cele de import? Nu, sunt mai calitate. Nu. În județul Vâlcea, 112 legumicultori îndeplinesc condițiile pentru a accesa ajutorul de minimis oferit de Ministerul Agriculturii. Dintre aceștia, 67 vând deja roșii în piețe.